Superliga vă este prezentată de Superbet. În primire de Cornel Râpă, bate Ștefan și bate bine! Minge scoasă de pe linia porții! De Pulolo, el e acolo, care îi salvează pe Arden în minutul 5 la această acțiune venită dintr-o fază fixă. Ciobotariu reia cu capul pentru prima mare ocazie a acestei partide. Sepsi rămâne în preajma careului advers, mingea este la decarul Cosmin Matei, care combină cu Dumitrescu. Robert Popa sub presiune nu trimite prea convingător. Sepsi din nou periculoasă, acțiune cu balon trimis spre poartă. O minge expediată de Cosmin Matei, balon care în dinamica fazei a dat impresia că a trecut destul de departe față de poarta lui Popa. Noi revedem cea mai mare șansă de gol a acestei partide. Încă o dată Denis Aruț aruncă destul de tare acel balon și iată Matei, gol! 1-0, minutul 44, ce eroare în apărarea Utei. Sepsi Uta Arad 1-0. După o fază fixă, o simplă repunere de la margine, trupa lui Mircea Rednic nu ia notă de trecere în apărare. Cosmin Matei, omul lui Sepsi cu cele mai multe meciuri la nivelul campionatului României, înscrie. Este la al 13-lea sezon în Liga 1. Are 280 de meciuri. Aruncă Haruț. A respins Van Durmen. Sotamino e cel care retrimite mingea spre careul mic cu capul. Protejează și Coman, care are un rol esențial la faza asta. El asigură, îi asigură poziția lui Matei. E un paravan acolo pentru Cosmin Matei și execuția e din câțiva metri, chiar dacă e, dar o face în cele din urmă. Încă 20 de secunde, ultima minge aruncată spre careul Aradului, Benga retrimite pentru Pulolo! Ce-ar fi putut să iasă dacă mingea intra în poartă, iar Florian Pulolo ar fi fost eroul primei reprize cu acea minge salvată de pe linia porții. Ce face aici Florian Pulolo? Cât de corect lovește mingea până la urmă! Fază superbă, pleacă bine Genghe. Și se termină repriza, 1-0 pentru Sepsi, după atenția indecisă a lui Andres Dumitrescu. Acum Fabri, care joacă din prima, pentru Costache, a cărui centrare este pentru Dumiter. A șutat Fabri în cele din urmă, șut pe poartă și atât. Fabri cu evoluții bune în stagiunea precedentă pentru UTA. A fost în partide decise de Fabri prin formația lui Suciu, are inițiativa. Matei accelerează, încearcă acolo Coman și se cere penalti, vine și șutul lui Florin Ștefan. Gazdele au cerut penalti, bine, mai mult cei din tribune, cei din teren n-au avut deocamdată reacție. Un mic dialog între Florin Ștefan și Horațiu Feșnic. Hai să vedem. Da, oricum, dacă a fost ceva, a fost în afara careului. Socotelile în mare măsură. Recuperează Sepsi. Oroian! N-a fost un șut rău. Popa a obligat să respingă în lateral. Da, încă o dată execuția la care Robert Popa se interpune traiectorie. În anumite momente, mai ales pe această repriză secundă,
Ia să vedem aici centrare deloc rea și este pericol. Reluarea lui Daniel Zori. Una dezamăgitoare, intră sub acel balon fotbalistul maghiar. Centrarea deloc rea.